Vă mai aduceți aminte de salamul cu soia blamat de toată lumea? Acum am dat orice să-l avem din nou la raft. Rețetele consacrate în epoca de aur a lui Nicolae Ceaușescu ar putea fi din nou la modă. Producătorii vor să le urmeze, iar ministerul să le eticheteze. În scurt timp am putea cumpăra salam cu soia original și brânză de burduf adevărată. Revenirea mărcilor de pe vremuri va însemna însă și prețuri mai mari. Sunt imaginile simbol ale anilor 80, când stăteam la coadă pentru carne, salam și parizăr, și când mezelurile românești erau o delicatesă pentru care ne călcam în picioare și așteptam cu orele la ușa alimentarei. Acum nu le mai vrea nimeni. De fapt, nu mănânc mezeluri. Nimic, nu. E drept, nici salamul nu mai e ce a fost. Rețetele s-au schimbat de zeci de ori, iar gustul ne ia mereu prin surprindere. Denumirile consacrate sunt de mult apuse. Totuși, un proiect al Ministerului Agriculturii vrea să le readucă la viață. Rețetele consacrate fac referire în principal la agenții economici de mari dimensiuni care produc industrial. Adică fabrici de mezeluri care aleg să păstreze în tocmai ingredientele și proporțiile de acum 30-40 de ani. Sunt rețete mai sănătoase, cu mai puțini aditivi, coloranți și conservanți. Și, ca să fie ușor de recunoscut, ministerul le va ștanța cu un logo specific. Am aici 4 batoane de salam bănățean, 4 firme diferite cu rețete diferite. Poate seamănă la gust. Fiți foarte atenți la etichetă însă. În câteva luni ați putea să găsiți în magazine salamul bănățean produs după rețeta originală. Dar și salam cu soia, salamul Victoria și mai multe tipuri de mezeluri, brânzeturi și pâine care se vor întoarce la origini și vor purta ștampila produselor consacrate. Și un alt exemplu cel mai hulit, pariză. La ora actuală a ajuns ciuca bătăilă. Dacă se va relua rețeta din anii 60, va căpăta și gustul și calitatea de atunci. Spre bucuria românilor nostalgici care tânjesc după parizerul de altădată. Da, e mai natural și mai bun. Mai bun. Rețeta nu știu, dar era mai gustos. Mai bun înseamnă de multe ori și mai scump. După ce vor renunța la tertipuri și aditivi, producătorii vor urca și prețurile. Dar cel puțin știm exact ce punem în coș. Alimente mai sănătoase cu aroma trecutului. Proiectul ministerului este acum în dezbatere publică.